A obligat o studentă să-i achite creditul pentru telefonul mobil în schimbul tezei de licență, dar a fost reținută de ofițerii Centrului Național Anticorupție. Este vorba despre prodecanul Facultății de Jurnalism din cadrul Universității de Studii Europene din Moldova, care i-a promis unei absolvente că o va promova la examenul final. Potrivit Oamenilor Legii, suspecta a rămas nemulțumită de teza de licență și i-a promis studentei să-i înlocuiască lucrarea cu un material mai bun, în schimbul a 3.000 de lei. Ca să evite transmiterea directă a banilor, lectorul i-a sugerat fetei să-i achite o rată lunară pentru telefonul mobil, în valoare de aproximativ 28.000 de lei. În rezultat, aceasta a fost denunțată la CNA de studentă. Ulterior, femeia a fost reținută pentru 72 de ore. Dacă va fi găsită vinovată, ea riscă până la 200.000 de lei amendă sau închisoare de până la 6 ani.